Cine te-a determinat pe tine să ții cu Rapid? Cristi Săpunaru. Săpunaru, Cristi Săpunaru. M-a determinat să țin cu această echipă. Minunată. Ale Rapid, ale! Ale Rapid, ale! Ale Rapid, ale! Cea mai veche amintire e încă de pe vremea când era antrenor Valentin Stănescu și era echipa standard a Rapidului cu mulți, mulți ani în urmă. Dar atunci erau amintirile cele mai plăcute și acum la fel de plăcute. Mergem în deplasări, susținem echipa. Da. Pentru tine Rapidul? Pasiune, iubire și familie. Eu de când eram mai mică, de la început a ținut tot timpul cu Rapidul și ne știam și cu antrenorul echipei, dar în primul rând de la tata, pentru că el ținea cu Rapidul și mi-a arătat și îmi cumpăra tricouri și pe șarfe și mă dușea la meciuri și de când eram mică cu Rapidul țin. Rapidul pentru noi înseamnă totul, înseamnă prietenie, înseamnă colegi, înseamnă primii ani de facultate care am văzut primul meci pe Giulești, pentru că n-am avut posibilitatea să-l văd apoi și apoi eram abonați în vechiul Giulești. Da, cele mai frumoase amintiri. Concentrat de la început.